Doamne, mulțumesc pentru binecuvântarea de a trăi în această zi. Te rog să fii cu mine astăzi și să-mi dai puterea de care am nevoie pentru a face față provocărilor. Ajută-mă să am o inimă deschisă și să-mi îndrept atenția către Tine în tot ceea ce fac. Sculându-ne din somn fără de lene și trezindu-ne, ne depărtăm de așternut și îndată, întorcându-ne cu fața către răsărit, să ne închinăm de trei ori cu mâna până la pământ zicând, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin.